Instituțiile de învățământ din capital ar urma să fie conectate la agentul termic dacă în următoarele zile temperaturile vor fi mai mici de 18 grade. Pentru conectare, managerii instituțiilor de învățământ urmează să solicite acest lucru. Despre asta a anunțat șeful Direcției Municipale de Educație, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale din această dimineață. Potrivit lui, astăzi, până la ora 14, șefii de sectoare au raportat câți manageri au solicitat conectarea la agentul termic. În replică, directorul general interimar al Termoelectrica, Vasile Leu, a anunțat că instituția este pregătită din punct de vedere tehnic pentru a livra căldură școlilor și grădinițelor. Cu referire la pregătirea instituțiilor de învățământ către sezonul rece, toate instituțiile din subordine au efectuat spălarea sistemelor de încălzire, însemnate și pașapoartele tehnice. La ziua de joi, sectoarele au raportat că temperatura medie în grupe este 15-18 grade. Urmează până la orele două șefii de sectoare să raporteze câte instituții, câți manageri de instituții au solicitat conectarea la agentul termic.